își fac griji și la această fază. Oaspeții, să vedem cine va executa această fază fixă. L-am văzut pe Iulie Popa ceva mai devreme făcându-i semn antrenorului Alexandru Pelici că el ar vrea să execute această fază fixă. Lângă balon însă se află și Radu Neguț, un alt executant de lovituri libere foarte bun de la CSU Voința Sibiu. Probabil că unul dintre ei doi va încerca șutul direct pe poartă. Radu Neguț, șut la colțul lung și gol. Iată, scorul devine 1-0. 1-0 așadar din acest minut 13 pe stadionul municipal. Radu Neguț reușește să deschidă scorul. Petcuț primește în centrul terenului, pasă frumoasă cu exteriorul, n-a reușit însă Bunea să intervină perfect la această fază. Bine a pus acolo piciorul Eugen Băeza și a deposedat în acea fază. Acum Daniel Tătar întoarce pentru Claudiu Bunea. Claudiu Bunea minge lung de linie pentru Hardău, Hardău cu spațiu de manevră, Hardău intră în careul de 16 metri, trimite pentru Iuli Popa, gol! Iuli Popa, șut pentru Radu Neguț, care de la 2 metri nu a avut decât să trimită balonul în poartă. Așadar, din acest minut 14 al reprizei secunde, Radu Neguț majorează scorul după ce Iuli Popa a încercat un șut de ap la aproximativ 11 metri de poartă, l-a găsit în poziție regulamentară pe Radu Neguț, iar acesta nu a trebuit să facă decât să împingă mingea în poartă. În etapa a 6-a se întâlnește așadar Râmnicu Vâlcea cu FC Bihor, Minerul Lupeni cu Dacia Mioveni, Silvania și Mleul Silvaniei primește pe teren propriu Acu Arad, Voința Sibiu joacă în deplasare la Unirii Alba Iulia, UTA Arad pe teren propriu întâlnește Arieșul Turda, FC Argeș joacă pe... Iată, fază periculoasă! Fază periculoasă, Iulian Popa face ca scorul să devină 3-0 în această partidă. Vom vedea cu siguranță și o reluare la această fază. Foarte bună pasa în marginea careului de 6 metri și iată în minutul 35 al acestei reprize secunde, Iulian Popa face ca scorul să devină 3-0. Aici însă se încheie și cea de-a doua repriză a întâlnirii dintre CSU Voința Sibiu și Silvania și Mleul Silvaniei. Așadar, scor final 3-0, două goluri marcate de Radu Neguț, unul în minutul 13 și celălalt în minutul 14 al reprizei secunde, iar cel de-al treilea gol marcat de Iulian Popa. Etapa viitoare, așadar, CSU Voința Sibiu joacă în deplasare la Alba Iulia. Așadar, eu vă mulțumesc pentru atenție. 3-0 s-a terminat această partidă. Dragi prieteni, sunt Cosmin Blioca. Vă aștept săptămâna viitoare într-o nouă ediție a emisiunii Peluza Sibiu, când vom urmări cu siguranță un alt meci foarte important. Până data viitoare, rămâneți cu bine, să aveți o săptămână excelentă. La revedere!